Un bărbat de origine română a fost arestat în primele ore ale anului nou pentru că și-ar fi agresat sexual fosta parteneră, alături de care acesta are un copil. Deși despărțiți, cei doi au decis să-și petreacă revelionul împreună la un hotel, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, informează știrdiaspora.ro. Potrivit unor surse din acest caz, citate de publicația spaniolă La Gazeta, bărbatul și femeia, ambii în vârstă de 40 de ani și de naționalitate română, au avut contacte sporadice, iar sâmbătă au stabilit să se întâlnească la un hotel. La hotel au întreținut relații intime, potrivit lui, consimțite în permanență, potrivit ei, aparent forțate după o ceartă între ei. Ca urmare, femeia a depus plângere împotriva bărbatului și a mers să fie examinată de medici, menținându-și în permanență versiunea sa asupra evenimentelor. Plângerea femeii pentru presupusele fapte care ar fi avut loc în noaptea de anul nou a dus la arestarea românului, care duminică la prânz a rămas în celulele poliției în așteptarea de a fi pus la dispoziția tribunalului de gardă pentru o presupusă infracțiune de agresiune sexuală. Procurorul a cerut încarcerarea sa, măsură la care s-a opus apărarea. În cele din urmă a fost emisă o pedeapsă cu închisoarea din cauza riscului de fugă și pentru integritatea fizică a femeii.